Puteți să mă ascultați? Acum vă ascult. Așa. Este vorba despre o tulburare a ordinii și liniștii publice care se încadrează în categoria contravențiilor și au fost doi petroșeneni sancționați contravențional la legea 61 din 1991 cu privire la tulburarea ordinii și liniștii publice, în sensul că aceștia consumau băuturi alcoolice pe domeniul public și provocau tulburarea ordinii și liniștii publice, iar cu privire la fapta a doua pe care ați reclamat-o chiar dumneavoastră, care vă primește faptul de amenințare, într-adevăr s-a identificat o persoană ca și prezumtiv autor și se vor face cercetări pentru stabilirea în care s-a comis fapta. Deci în ambele situații, practic, au fost identificați prezumtivii autori ai faptelor, și la amenințare și la sancțiunea contravențională cu privire la tulburarea ordinii publice. Bun, dar persoana care a fost amenințată cu toporul a depus astăzi plângere și dorește să se întocmească dosar penal. De asta am... Păi, asta nu m-ați întrebat. M-ați întrebat despre alte subiecte. Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult. La revedere. Mi se pare că e ok ca să fiu agresat. Așa o luat, da. Mi se pare că e ok să fiu agresat de față cu dumneavoastră. A fost agresat? A fost agresat?